Alex Curtean a îmbrăcat la meciul amical cu UTA Arad pentru ultima dată tricoul alb-albastru și totodată a pus capăt carierei sale de jucător. Mijlocașul Corvinului de 36 de ani a fost schimbat în minutul 7 al meciului în aplauzele fanilor prezenți în tribune. El a primit din partea clubului o plachetă și tricoul cu numărul 7 purtat la Hunedoara, în sezonul în care echipa Corvinul a revenit în Liga Secundă după 15 ani. Aproximativ 2000 de spectatori au luat loc în tribunele arenei Michael Klein pentru a fi martori la primul meci amical estival între Corvinul și UTA Arad, dar și pentru a-l aplauda pe Alexandru Curtean, care a decis să pună ghetele în cui. A fost emoționant, m-am simțit onorat de acest moment, pe care le și mulțumesc celor de la Hunedoara, Corvinului, le mulțumesc pentru inițiativa lor, m-am simțit foarte bine și, nu știu, am avut într-adevăr așa un sentiment, nu știu dacă să-i zic de părere de rău, dar știi cum e, după o întreagă carieră, obișnuit să joc, efectiv să joc. Nu e cel mai ușor, dar decizia mea cred că este una bună și sunt împăcat cu ea. În ceea ce privește amicalul, hunedorenii au fost mai mereu în control și au pus sub presiune careul arădenilor, însă la fluierul final UTA a câștigat cu 2-1. Am început cam temător jocul. După golul primit, zic că a fost o repriză, prima repriză, o repriză echilibrată. Am avut și noi situațiile noastre, am avut o posesie bună, a crescut încrederea și ritmul, că și ritmul ți-l dă echipa. S-a văzut un pic că noi avem 7 antrenamente și cumva era și normal să nu avem ritmul adversarei noastre de azi, dar una peste alta, a doua repriză, la fel am început foarte, foarte bine. O singură nesincronizare și au ajuns odată la noi în careu și ne-au marcat gol. La 2-0 am reușit să... Asta mă bucură cumva, că repriza a doua s-a terminat la egalitate, iar încă 2-3 situații bune de a marca. Băieții nu s-au accidentat și cam cu asta rămâne după acest meci. Mai greu repriza a doua, dar prima repriză chiar a fost ok. Un antrenament foarte bun. Vreau să le mulțumesc, în primul rând, domnului primar că ne-a făcut invitația și celor care s-au ocupat de acest meci și de tot ce a fost în jurul meciului. Ne-am simțit foarte bine, un teren bun, în ciuda ploii. Îmi pare rău că sunt sigur că ar fi venit mai multă lume dacă era și vreme mai bună. Corvinul joacă mâine, 5 iulie, de la ora 18, acasă, în compania echipei CSC Dumbrăvița.